V-ați imaginat vreodată cum ar fi ca peste noapte să vă trăiți în scaun rulant? Ei bine, Ioana Farcaș a fost nevoită să treacă prin acest supliciu. Născută în Comuna Lunca și de surbiziția Năsăud, Ioana a rămas paralizată în anul 2007, la sfârșitul clasei a 12-a. Din acel moment, viața ei a fost o adevărată provocare între lupta cu depresia, operații și prejudecățile celorlalți. Cu toate astea, ea și-a găsit motivația de a alege un nou drum. Am ajuns în scaun rulant în urmă cu 10 ani. Când eram pe clasa 12, am descoperit că am o malformație arteriovenoasă spinală. Am făcut accident vascular spinal în urma efortului fizic. În Budapesta am avut 8 embolizări, după care am început să mă simt mai bine, pentru că înainte nu puteam să mă descurc singură deloc. Depindeam de cineva tot timpul. Trebuia să stea cu mine mama, sora mea. Când am avut nevoie de un scaun rulant, am auzit de Fundația Motivation, i-am contactat, au venit la mine actualii mei colegi, mi-au făcut evaluare și mi-au propus să plec într-o tabără de recuperare activă. Când am ajuns acolo, viața mea s-a schimbat, am văzut altfel lucrurile. Acolo erau foarte multe persoane în scaun rulant, mulți dintre ele colegi de-ai mei acum, instructori de viață independentă atunci, și mi se părea tot așa, wow, adică vedeam pe ei, n-aveau nicio treabă că sunt scaun rulant, adică râdeau, glumeau, dansau, cântau, conduceau mașini, unii dintre ei erau căsătoriți. Toate lucrurile astea mi se păreau așa, ok, și am stat atâția ani acasă și n-am făcut nimic. Așa că mi-a venit așa, mi s-a prins un bec, un beculeț și zic, ok, pot mai mult de atât. Dacă alții pot, și eu pot. Mă simt o persoană normală. Asta în primul rând. Vreau să înțeleagă toată lumea, deși se mai întâmplă ca oamenii să zică, oh, săraca de tine. Nu e adevărat, eu mă simt chiar o persoană normală. Mă trezesc dimineața, mă urc cu mașină, vin la lucru, unde mă întâlnesc colegii, stau 8 ore pe zi, muncesc 8 ore pe zi. Dacă merg pe teren și mai mult, mă simt și eu. Mă simt bine, chiar mă simt bine. Poate că sunt persoane pe picioare care le se pare lucruri, nu știu, faptul că te duci la cumpărături, da? Ceva firesc, normal. E, pentru mine nu e așa. Pentru mine, în fiecare zi în care reușesc să mă duc singură să fac ceva, e o realizare. Și mă bucur pentru asta. Poate asta e diferența între noi și ceilalți. Adică noi știm să ne bucurăm de lucrurile mărunte.